Știre de ultima oră, doamnelor și domnilor, sunt percheziții în aceste momente la mai mulți indivizi care s-ar fi dat drept preoți. Descinderile au loc în județul Prahova în acest moment. Falși preoți promiteau să rezolve orice problemă în schimbul unor sume de bani, bineînțeles. În direct cu noi la știrile dimineții, Gabriela Mladin. Gabriela, bună dimineața, ce informații ai? Până dimineața, da, acuzația anchetatorilor este aceea că cei trei bărbați, prin intermediul unei rețele de socializare, au reușit să înșele zeci de persoane, mai exact bărbații din Prahova, da, se dădeau preoți și pretindeau că rezolvă orice problemă. În felul acesta, cei trei preoți falși erau contactați de diverse persoane și solicitau în schimb sume de bani pentru rezolvarea problemelor pe care le aveau. Au reușit în doar câteva luni să strângă 80.000 de lei, susțin anchetatorii. La această oră sunt mai multe percheziții în Prahova, la domiciliile suspecților. Percheziții făcute de polițiștii din Turceni și procurorii parchetului de pe lângă judecătoria Târgu Jiu. Înapoi la voi. Gabriela, mulțumim foarte mult. Percheziții așadar la această oră la preoți falși, 80.000 de lei obținuți din înșelăciune.